But nobody lifted a finger, not the small one, not the middle one, when the Russian language was totally cancelled in Ukraine. We have been knocking on all these doors. OSCE, Council of Europe, guys, why don't you say something? Why don't you tell them to behave? And during all these 8 years, I don't recall that your conference was addressing this problem. This community of Serbian municipalities of Kosovo, the same stuff and the same trick. Cheating on Serbia in case of a community of Serbian municipality of Kosovo, cheating on Russia in the case of the Minsk agreements. Special status for the Serbs in Kosovo, special status for Russians in Ukraine. In both cases it was the European Union in the person of Germany and France, and also the High Representative regarding the Kosovo deal. And they, I am convinced that just like they admitted that they did not intend to implement the Minsk agreements, they never intended to implement the thing they promised the Serbs in Kosovo. But I think this military campaign, or whatever you call it, a war or enduring freedom operation, whatever name you may choose to call it, the bombing campaigns do not alter hearts and minds. They're the worst way to do it. In fact, they freeze people into positions, make further negotiations more difficult. Okay, where does this take us? Yeah. Tell me, when this conference started? What year? This is the eighth Reisner dialogue we're having. Eighth year. You started in 2014 or something? Have you been interested during these years what is going on in Iraq, what is going on in Afghanistan? Have you been asking the United States and NATO whether they are... certain of what they are doing? Now Scholz, Baerbock, Macron and others say this is the first time when the OSCE Helsinki Final Act is being violated. They don't remember about 1999 when Serbia was bombed, when Joe Biden, being a senator at that time, he was bragging that I, 1 year before the bombing of Serbia, I promoted this approach, and I believe that we have to bomb them out into peace. When Iraq was ruined as a state, after Colin Powell showed a vial with some powder, and then a few years later Tony Blair said, yes, it was a mistake, what to do? No, but that is a lesson which needs to be learned. Wait a second. If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions, and Russia, not just overnight, like they did in Iraq and elsewhere, but for more than 10 years, warning them, guys, you are doing something which is going to be very bad. But I think the question has been asked. One second. Not across the ocean, but just on our borders, on the territories where the Russians lived for centuries and centuries and centuries. So, if it is not a double standard, then I am not a minister, you know. The question has been asked, and the experience in Iraq, Afghanistan, everywhere has been that it does not make sense to get into these long protracted wars to defend these kinds of interests. US did not succeed. Why do you think Russia will succeed? Well, you being the head of such distinguished audience, I fail to understand why you don't understand. My simple question is, what is the end game? It is the war against
everything Russian in Ukraine. Can you imagine that for example, in Ireland, they cancel the English language, or in Belgium, they cancel French, or in Switzerland, they cancel German. Can you, or in Finland, they cancel Swedish. Can you even imagine this? Of course not. But nobody lifted a finger, not the small one, not the middle one, when the Russian language was totally cancelled in Ukraine. We have been knocking on all these doors, OSCE, Council of Europe, guys, why don't you say something? Why don't you tell them to behave? And during all these 8 years, I don't recall that your conference was addressing this problem. Nimeni nu a ridicat un deget, nici măcar degetul mijlociu. Atunci când limba rusă a fost masacrată în Ucraina, vreme de mai bine de 8 ani de zile. Se spune că berea Carlsberg este probabil cea mai bună bere din lume. Ei bine, Sergei Lavrov este, doamnelor și domnilor, probabil cel mai bun ministru de externe. Și l-am auzit mai devreme cu argumente cât se poate de pertinente într-un interviu luat în cadrul dialogului Raisina. Conferința numărul 1 de geopolitică din India. Ni se spunea acum câțiva ani de zile că a fost nevoie să moară oameni ca să plece din funcție Victor Ponta. Căci așa este în democrație. Pentru a-ți impune marionetele, o faci cu orice cost, cu orice preț, atunci când dictează interesul, fără să ții cont de rezultatul alegerilor libere. Așa cum s-a întâmplat și în Ucraina, acolo unde s-a dat o lovitură de stat în 2014, în mod ilegitim, încălcându-se voința poporului ucrainean, în largă majoritate de etnie rusă, cel puțin în estul Ucrainei. Și asistăm astăzi la ceea ce, în mod similar, am putea spune, da, este nevoie să moară oameni în Ucraina pentru ca globaliștii să-și mențină la conducerea Ucrainei marioneta lui Soros, marioneta Zelenski. Nu doar că este nevoie să moară oameni, dar este nevoie ca Sergei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, să meargă până în India ca să poată să vorbească. Căci nicăieri altundeva, ne spunea, nu este ascultat, deși Rusia a atenționat cât se poate de clar că nu este normal ce se întâmplă, că nu poți interzice și drepturile unei minorități și epura etnic Ucraina, că acolo vorbim de ruși care trăiesc de sute de ani, că este un genocid cultural ceea ce se întâmplă, ei bine, nimeni nu a vrut să asculte și Sergei Lavrov remarcă acest dublu standard. Și anume că tot ceea ce face Statele Unite ale Americii pentru a-și apăra interesele geopolitice la mii de kilometri distanță, invadând și bombardând țări suverane precum Irak, precum Afganistan, precum Serbia, precum Libia sau prin revoluțiile portocalii, inclusiv în Ucraina. Toată această intruziune în suveranitatea altor state în mod intempestiv este considerată corectă, este considerată legitimă, este considerată democratică. În schimb, atunci când Rusia, după ce drepturile rușilor au fost încălcate, după ce a atenționat cu privire la tot ceea ce se întâmplă, vrea să-și apere interesele naționale, interesele geopolitice, după, nu în mod brutal, ci în mod, după ce în mod sistematic a avertizat, a impus linii roșii, acestea au fost încălcate după mai bine de 8 ani de zile, nu oriunde în lume, ci la granița ei, e bine, este condamnabil ceea ce face Rusia, este reprobabil și este considerat a fi un război ilegal, nu ne spunea părintele lingvismului Noam Chomsky.
Doamnelor și domnilor, eu remarc un lucru. Remarc că pe lângă acest dublu standard avem de-a face nu doar cu un război al armelor, ci avem de-a face cu un război al propagandei, cu un război al cenzurii. Pe toate posturile de televiziune nu avem de-a face cu dezbatere. Pentru că, nu-i așa, it takes two to tango, darling. Iar cei care au ceva a spune, atunci sigur că se pot duce să danseze în Ucraina pe muzica lui Prigojin. Într-o dezbatere, într-un dialog, este nevoie de două părți. Iar ceea ce noi vedem este o singură narativă, este o singură perspectivă, este un lișaj mediatic. Este demonizarea leadership-ului Federației Ruse și a Federației Ruse într-o problemă geopolitică și de securitate națională extrem de complicată și de complexă, pe care cei mai mulți nu o stăpânesc, nu o cunosc, dar simplifică această realitate pentru a servi intereselor cabalei. Condiția minimă pentru o democrație, pentru un dialog, este să ascultăm ambele puncte de vedere. Nu doar că rușii nu sunt ascultați, nu doar că nu sunt prezenți în dezbatere și avem de-a face cu un lișaj mediatic, dar sunt puși la stâlpul infamiei, sunt demonizați și sunt cenzurați inclusiv pe toate platformele de socializare, acolo unde dacă spui ceva ce nu intră în narativa occidentală, ești considerat putinist și ți se interzice să mai vorbești. E bine, Ion Rațiu ne spunea că definiția democrației este că el și-ar da viața pentru ca tu să nu poți să nu fii de acord cu el. Asta ne spunea Ion Rațiu, mi-aș da viața ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Asta este definiția democrației. Adică democrația trebuie apărată și libertatea de exprimare este cu atât mai valoroasă atunci când este incomod să te exprimi, atunci când punctele tale de vedere nu sunt acceptabile, nu sunt pe buzele tuturor. Iar astăzi observăm culmea democrației că în Statele Unite ale Americii, care se consideră a fi patria democrației, este cenzurat însăși președintele Americii, fostul președinte Donald Trump, care nu doar că nu a avut dreptul să se exprime pe platforme de socializare, fiind cenzurat, dar mai nou se discută despre încălcarea drepturilor sale civile, despre poliție politică, despre arestarea președintelui Americii. Este fără doar și poate comportamentul unui câine turbat pe care l-au în acest moment liderii globaliști și establishmentul politic american democrat. Este comportamentul unui câine turbat care simte că pierde puterea și care nu mai are niciun fel de rațiune, escaladează conflictul și ne conduce pe noi toți către riscul unui război nuclear. Doamnelor și domnilor, renumitul profesor Andrei Marga discută despre sfârșitul globalizării, despre toată această perioadă în care cooperarea este înlocuită de scindare la nivel global și despre ceea ce ne-ar putea spune Ray Dalio ca fiind noua ordine mondială. Dacă Statele Unite ale Americii se comportă precum un câine turbat, extrem de agresiv și irațional, escaladând conflictul, pe de cealaltă parte China joacă un rol din ce în ce mai important la nivel geopolitic. China mărește cooperarea, crește cooperarea cu Federația Rusă și joacă un rol de actor global care își dorește pacea și cooperarea între popoare, care își dorește prosperitatea
punând pe planul 2, să spunem așa, divergențele ideologice pentru a menține unitatea lumii, respectând diversitatea tuturor statelor din punct de vedere social și cultural, fără a urmări, a-și impune propriul punct de vedere. Paradoxul acestor zile este că China militează pentru pace, este că China se comportă, deși sunt acuzați că sunt comuniști, mai democratic decât cei care mizau și ne spuneau că sunt democrați, dar care astăzi fac apel la cenzură, la intoleranță, la război. Și China, sub oblăduirea Chinei, astăzi se întâmplă niște lucruri incredibile. Arabia Saudită reia legăturile comerciale, diplomatice cu Iranul. Două țări care urmăresc să intre în noua alianță BRICS. Noua alianță euroasiatică, noul bloc, care se prezintă ca fiind o alternativă la Statele Unite Americii și vasalii săi în Europa. Un bloc economic extrem de important la care urmează să adere și țări din America Latină și din Orientul Mijlociu. Tot zilele acestea, Bashar al-Assad, președintele Siriei, efectuează o vizită de lucru deosebit de importantă în Emiratele Arabe Unite. Iar China urmărește stingerea tuturor conflictelor care planează între Arabia Saudită și Iran, între India și Pakistan, chiar și între China și India. Urmărește medierea și pacea pentru a avea de-a face cu o lume multipolară, o lume în care să ținem cont de diferențele dintre noi fără să ne anihilăm unii pe alții. Ne spune Andrei Marga faptul că războiul rece al erei postbelice, ce părea implacabil și de nedepășit, a trebuit să cedeze sub presiunea perspectivelor mai bune. Prin acordul americano-chinez de la Shanghai în 1972, trecând prin acordurile europene de la Helsinki în 1975, la deciziile de la Geneva 1985, Reykjavik 1986, Washington DC 1987, Moscova 1988, Malta 1989, Stavropol 1990, cooperarea a luat locul ostilităților, iar lumea s-a schimbat benefic. Am avut de-a face, doamnelor și domnilor, cu o perioadă de prosperitate. Am avut de-a face cu o perioadă de pace și cooperare între popoare. Am avut de-a face cu ceea ce numim astăzi ca fiind dividendul păcii, globalizarea. Și dacă globalizarea, prin intermediul liberalizării capitalurilor, a liberei circulații a mărfurilor, a produs bunăstare, ei bine, această bunăstare s-a datorat, în primul rând, forței de muncă ieftine din China și resurselor ieftine din Rusia. Iar astăzi, ceea ce observăm este o tendință de deglobalizare. Este o schimbare de paradigmă, de macaz, în care în loc de cooperare, în loc de dialog, în loc de prosperitate, în loc să beneficiem de acest dividend al păcii, lumea se umple de sancțiuni, amenințări și arme, iar războiul este azi la ordinea zilei. Cadrul general al vieții a fost înlocuit brusc prin decizii discutabile cu pierderi pentru fiecare parte. Nu mai există consens. Nu mai există armonie. Se poate specula îndelung asupra acestei istorii. Mi se pare esențial însă să observăm în urmă, că în urmă cu 30 de ani era exuberanță în jurul globalizării. Eradicarea restricțiilor și reducerea tarifelor vamale s-au legat speranțele într-o lume deschisă a productivității, schimburilor și bunăstării. Acum însă, mai ales din 2022 încoace, destui au ajuns să aplaude scindarea lumii. În zilele noastre nu numai că se vorbește mai puțin ca oricând de o cooperare și pace,
dar mulți nu au în minte decât conflictul și escaladarea sa. Producerea de arme și înarmarea sunt singurul lor orizont. Cugetarea încărcată de ură a înlocuit gândirea. Preocupă căutarea pretextului și găsirea de șanse de a aplica lovituri rivalului. Demagogiile urcă pe scenă cu profitori cu tot. Desigur că libertățile și drepturile omului și democrația sunt fundamentale pentru o viață demnă de om. Numai că apărarea și promovarea lor trebuie duse până la capăt. Simpla lor instrumentare propagandistică nu rezolvă ceva. Astfel, se reeditează confruntarea penibilă a anilor 50 dintre militanții socialismului victorios și trecutul lumii. Doar că rolurile s-au inversat. Acum luptă cu ce se apucă pretinși adepții libertății, dar tot precar cultivați. Globalizarea a schimbat adânc societățile și viața oamenilor. Numai ivirea societății moderne a avut o anvergură istorică mai mare. Desigur, 3 decenii sunt puțin pentru istorie, dar biografiile multor generații sunt legate de începutul globalizării, de derularea ei și acum, după multe indicii, de sfârșitul ei. I-am captat începutul în volumul Religia în era globalizării, în anul 2000, dându-mi repede seama de amploarea schimbărilor de sub politica globalizării ce înlocuia protecționismul. Am spus însă devreme că globalizarea se va încheia, încât este timpul să privim dincolo de ea, după globalizare, 2018. Acum schimbări majore ne obligă să-i constatăm sfârșitul. De unde însă trecerea de la globalizarea din anii 90 la scindarea lumii din 2023 spre care ne îndreptăm? Formulez aici 4 observații și argumentez teza sfârșitului globalizării. Prima observație este aceea că globalizarea este înțeleasă încă eronat. Unii o confundă cu generalizarea, de pildă folosirea internetului, alții cu universalizarea, de exemplu recunoașterea libertății de circulație. Mulți confundă globalizarea cu globalitatea, care constă în aceea că viața noastră depinde de coordonatele vieții pe glob, precum climatul, resurse naturale, comunicațiile. Unii o confundă cu globalismul, adică cu ideologia după care lumea ar avea nevoie de un centru din care diversele popoare și țări ar fi cazul să ia lumină și care stabilește opțiuni majore pentru toți. Unii văd în globalizare șansa orice sau, la capătul opus, vinovatul de toate după ce o confundă fie cu unificarea condițiilor de viață și statul planetar, fie cu imperialismul, fie cu internaționalizarea sau pur și simplu cu un soi de neocolonialism. Mai ales în țări în care lirismul și verbiajul copleșesc, cunoașterea se face istorie fără economie, sociologie și teoria sistemelor, încât prea mulți nu disting între modernizare și globalizare. Spus însă cât se poate de simplu, globalizarea este politica în baza căreia, pe calea demontării tarifelor vamale și a reducerii ponderii deciziilor statelor, se lărgește continuu piața. Globalizarea nu este cadrul al vieții, precum globalitatea, nici simplă ideologie, precum globalismul, ci o politică. Aceasta se practică sau nu se practică. Pentru destui nu este clar începutul globalizării. În fapt, abia în anii 90 s-a intrat în epoca globală, adică în epoca demontării tarifelor. Cu reversul, dependența tot mai directă a vieții comunităților și persoanelor, joburi, starea de pace sau război, alimentația, de ceea ce se petrece în afara țării, regiunii, continentului lor. Ca să fiu explicit, primele conceptualizări ale globalizării au fost în anii 90 legate de reorientarea politicii economice dinspre protecționism spre deschiderea piețelor naționale. Dacă este să dăm seama de globalizare observându-i începutul, atunci sunt de considerat împreună 4 evenimente istorice. Primul dintre acestea a fost trecerea în Marea Britanie în anul 1979 la noua politică a liberalizării piețelor, a privatizării proprietății de stat și a scăderii impozitelor, urmată de dereglementarea lansată de London City în 1986. Mai avem ceva, doamnelor și domnilor, aici încă o dată Andrei Marga ne vorbește despre istoria, evoluția globalizării și mergem în continuare. La un capăt al spectrului, unii exaltă globalizarea, la celălalt alții se întreabă îngrijorați cum se va opri. Unii economiști pun în față competitivitatea produselor, alții chestionează adâncirea inegalităților. Unii politologi evocă dependența deciziilor de uniuni și alianțe, alții trag alarma privind deteriorarea democrației. Unii psihologi au în brațe cognitivismul, alții predează pentru empatie. Unii pedagogi vor pregătire directă pentru competiții, alții caută să salveze multiplele inteligențe în fața uniformizării. Unii teologi salută globalizarea ca șansă de a recupera destinația înaltă a umanității, alții sunt îngrijorați de faptul că banii și puterea vor să-L concureze pe Dumnezeu. Unii filozofi au cedat retrăgându-se în ideologii, alții încep să examineze substratul globalizării și să detecteze ce ar putea veni. Nu mai avem foarte, foarte mult. A treia
Observație este aceea că spre deosebire de modernizare, care era legată la origine de viziunea grandioasă a emancipării și eliberării oamenilor din servituți, globalizarea s-a asociat cu două ideologii. Prima este neoliberalismul, care a redus societatea la competiția de pe piață, așa cum marxismul răsăritan redusese societatea la dinamica modului de producție. A doua este globalismul, care s-a preocupat mai mult de conducerea mondială decât de felul în care trăiesc oamenii sub diferite regimuri. Ambele ideologii au atras criștii justificate și impun căutarea alternativei. Cine a compromis, de fapt, globalizarea? Iar dacă morala are dependențele ei, nu ai cum să nu observi că lăcomia și egoismul au trecut drept naturale în ultimele decenii. Decenii de posibilități fără egal în istorie și-au irosit potențialul de a ameliora soarta oamenilor datorită acestei pretinse naturi. Nerealismul politic ascuns sub seducția guvernării unice și a unei guvernanțe rău înțelese s-au adăugat. Vedem și astăzi la ceea ce se întâmplă, în loc să căutăm, să spunem așa, să facem investiții chipzuite, mulți din lăcomie, din goana asta după bani, nu încearcă decât să se îmbogățească fără să producă nimic, de exemplu, prin criptomonede. A patra observație este că prima ieșire din globalizare a avut cauze eminamente economice, s-a petrecut în țara de care a plecat. Aici globalizarea antrenase o vastă delocalizare a producției și o fugă alarmantă a capitalelor, ambele afectând economia domestică. Așa stând lucrurile, SUA au procedat la corectura globalizării prin măsuri de redrenare a capitalului. Oricum se privește, Donald Trump, Make America Great Again, este pragul din coace de care globalizarea a intrat în schimbări, în era schimbării. Evoluția din lume nu s-a oprit însă la corectura globalizării. Consider că odată cu trecerea de la politica axată pe cooperare la politica scindării lumii în ultimii ani, dispar două premise cheie ale globalizării. Acordurile internaționale care și-au asumat cooperarea și-au plasat competiția dintre țări acolo unde este locul, în dreptul asigurării libertăților și drepturilor omului și a democrației și subordonarea divergențelor ideologice în raport cu unitatea lumii. Logic, odată cu scindarea lumii, globalizarea se încheie. Această diagnoză ar putea fi contrazisă de împrejurarea că astăzi lumea face un pas înapoi spre conflict, dar îl face mult fiind mai interconectată decât oricând. Este destul să spunem că supraputerile ce conceau lumea, SUA și Uniunea Sovietică, aveau în anii 80 comerț de $1 miliard pe an. SUA și China, care sunt acum în frunte, schimbă produse de $1 miliard pe zi. Mai putem spune că nivelul de trai al multor oameni va fi distrus afectând conexiunile. Nu suntem profeți, dar o reașezare a relațiilor dintre țări, de fapt scindarea lumii, s-ar putea să coste insuportabil. Costurile pot întrece cu mult beneficiile oricărei părți. Nu poate fi exclus, desigur, un ultim efort al supraputerilor de a evita scindarea lumii, deși în clipa de față nu se întrevăd șanse în acest sens. Dar nu s-au întrevăzut șanse nici atunci când Mao Zedong, Chiu Enlai și Richard Nixon au pus bazele noii relații a țărilor lor, sau când Reagan și Gorbaciov au decis să se îndrepte spre Geneva, sau când Kohl și Gorbaciov au ajuns la înțelegerea privind viitorul Europei, sau când Bush și Gorbaciov s-au pus de acord în golful din La Valeta. Va fi război după scindare? Probabilitatea nu este mică. Decenii la rând au fost războaie de reprezentare în țări precum Irak, Siria, Venezuela, acum Ucraina, au devenit terenul confruntării puterilor. Se trece acum în războaie mai ample? Nu sunt semne univoce, dar un război mai amplu va fi cu arme noi, sonice, magnetice, poate nucleare. Închei reflecția mea cu afirmația că, exceptând o cotitură de ultimă oră în deciziile supraputerilor de azi, vom fi martorii sfârșitului globalizării. Deocamdată sunt sigure câteva schimbări. Unele țin de erodarea de ideologii, se sfârșește neoliberalismul. Altele țin de reorganizări. Viața internațională a intrat sub conducerea unei geometrii variabile asupra puterilor economice, politice, culturale și militare. Nu se mai pot dezlega probleme, în primul rând cele de dezvoltare a fiecărei țări și de democratizare, fără suveranitate națională. Dreptul internațional, care ar fi normal să fie respectat, nu se reduce la acorduri de circumstanță. Înțeles, până la capăt, dreptul internațional extinde suveranitatea națională și asupra acelor teritorii care au fost străpite unei țări, încălcându-i suveranitatea. Foarte interesantă această remarca lui Andrei Marga, care încă o dată ne spune despre complexitatea dreptului internațional, despre complexitatea geopolitică de astăzi. În orice caz, este ora la care se cuvine gândită până la capăt încheierea în sfârșit prin acorduri chipduite a celui de-al doilea război mondial. Este ora refacerii arhitecturii de securitate, în primul rând în Europa. Nu va fi democrație fără democratizare pe direcția democrației ca formă de viață, sau, în termenii de azi, fără o democrație deliberativă, care este și reflexivă. Simple reacții ideologice, dar fără democratizare, în orice direcție, nu pot scoate lumea din impas. Așadar, doamnelor și domnilor, ceea ce ne lipsește astăzi este înțelepciunea, ne lipsește dialogul și
acest caracter reflexiv, da? Să ne gândim, să medităm și să, cum să spun, să luăm în calcul complexitatea lucrurilor pentru a căuta o soluție și nu să ne lăsăm conduși de simple reacții ideologice, da? Care nu au ca efect decât scindarea, decât escaladarea conflictului. E fără echivoc că trecem printr-o perioadă dificilă, e fără echivoc că globalizarea astăzi riscă să se încheie și să lase loc unei lumi multipolare, unei deglobalizări, unei noi ordini mondiale, dacă vreți, cum ne spune și Ray Dalio, departe de mine gândul să știu ce va urma, însă este clar că dividendul păcii, prosperitatea, cooperarea între popoare care au condus la toată creșterea economică din ultime decade riscă să se încheie. Asta se traduce printr-o mai mare volatilitate pe piețele de capital, asta se traduce prin mai multă incertitudine și, dacă vreți, atrage încă o dată semnalul acesta de alarmă al importanței managementului riscului, al importanței diversificării pe piețele de capital, pentru că nu putem ști cum se vor desfășura lucrurile. Fiindcă discutam de sfârșitul globalizării, sigur că există anumite riscuri privind inclusiv restricții, da, că vorbim de sancțiuni, că vorbim de acest război economic, privind anumite restricții și pe piețele de capital. Nu m-aș îngrijora foarte tare cu privire la dezvoltarea Chinei, care probabil va deveni prima putere economică mondială, dar m-aș îngrijora cu privire la disperarea Statelor Unite, care ar putea repeta scenariul Rusiei, și anume să delisteze, să suspendeze, să interzică tranzacționarea acțiunilor din China. Ceea ce sigur nu e democratic, nu este piață liberă, nu este nimic din toate astea, dar este până la urmă soluția disperată la care recurg cei care sunt pe cale să piardă puterea. Noi însă, doamnelor și domnilor, nu trebuie să ne pierdem rațiunea, nu trebuie să ne pierdem nici măcar speranța într-un viitor mai bun, într-un viitor mai luminos, în care vom avea din nou pace și cooperare între popoare, în care vom avea din nou democrație și suveranitate națională. Cele ce urmează, vă urez toate cele bune, aș vrea să vă aplaud pentru faptul că rezistați în aceste vremuri grele tuturor intemperiilor, tuturor restricțiilor, tuturor derapajelor democratice și acestei nebunii ideologice, acestei propagande toxice care astăzi practic domină discursul public. Viața este complexă și are foarte multe aspecte, iar împreună vom rămâne pe drumul către, sper eu, independență financiară și către o lume multipolară, o lume mai bună, o lume în care să prospere popoarele și să nu avem de-a face doar cu profitori, da, câțiva profitori de vârf, câțiva profitori care vor să culeagă seva și resursele naturale, până la urmă, ale statelor independente. Așadar, încă o dată, toate cele bune, multă sănătate, multă înțelepciune și să fie înspre o democrație deliberativă și reflexivă, să nu ne lăsăm conduși doar de narrativa pe care ne-o impun globaliștii. Sănătate, libertate, democrație și investiții profitabile pe piața de capital. Numai bine și toate cele bune. La revedere!